Bună seara, domnilor și domnilor, mă bucur să ne revedem aici la TVR Cluj. Inovare, startup, pitch, spin-off, toate acestea sunt cuvinte care până recent sunau de-a dreptul exotic, dar care astăzi sunt parte a vocabularului nostru comun de zi cu zi. Asta ce-i drept și cu un strop de ajutor din partea pandemiei, care ne-a forțat nu doar să migrăm către online, ci și să ne acomodăm cu noile realități din offline. Spațiu guvernat acum de concepte care s-au dovedit a fi benefice în a duce lumea mai departe. Așa cum sunt și cele pe care le-am menționat, antidinauri, inovare, startup și lista continuă. Sunt subiectiv când afirm asta, dar cred că trebuie să acceptăm faptul că noi, cei din zona Clujului, suntem într-o postură privilegiată din acest punct de vedere, pentru că adaptarea la care am fost siluiți a fost mult ușurată de existența universităților, care încurajează inovarea și care, trebuie să recunoaștem, nu s-au abătut de la acest drum în ciuda vicisitudinilor. Anul acesta, Universitatea Babeș-Bolyai organizează o nouă ediție Idea Jam, o competiție de idei inovatoare deschisă tuturor pasionaților de startup-uri. Se anunță și premii pentru cei care prezintă cele mai bune idei de a face lumea mai bună cu ajutorul celor mai noi tehnologii. Ce poate fi mai atractiv decât atât? Schimbăm lumea în bine și suntem și premiați pentru asta. Discutăm despre Idea Jam cu invitații primei părți a emisiunii, doamna conferențiar universitar doctor Simona Motogna de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și cu domnul conferențiar universitar doctor Cristian Săcărea, prorector al aceleași universități. Doamna profesoară, domnule profesor, bine ați revenit la TVR Cluj. Mulțumim pentru invitație. Bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, ne bucurăm să ne reîntâlnim în această seară. Bucuria e și de partea mea, cu atât mai mult cu cât trebuie să recunosc aici și în fața telespectatorilor noștri că am căutat în arhiva TVR Cluj și precedenta întâlnire cu doamna profesoară a fost exact acum 3 ani de zile, în februarie, aceeași lună, aproximativ aceeași zi a lunii februarie 2018, așadar, doamnă profesoară, iată, un alt motiv de a ne bucura de această reîntâlnire. Cu dumneavoastră, domnule prorector, ne-am întâlnit ceva mai recent, acum câteva luni, și discutam atunci despre modul în care Universitatea Babeș-Bolyai se deschide către spațiul socioeconomic, către acest, hai să-i spunem, public, care până nu de mult era într-un fel rupt de universitate, pentru că exista un concept conform căruia universitatea trebuie să livreze cunoștințe, conținut, cunoaștere către studenți și rolul său se oprea acolo. Astăzi însă și Universitatea Babeș-Bolyai de câțiva ani buni face acest lucru, se deschide tot mai mult către mediul socioeconomic. În primul rând aș vrea să vă întreb pentru telespectatori ce este Idea Jam și apoi să vedem dacă și acest proiect se înscrie în tendința aceasta despre care discutaserăm acum câteva luni de colaborare între mediul socioeconomic și Universitatea Babeș-Bolyai. Vă rog, domnule prorector. Da, deci, în primul rând, trebuie să ne gândim că rolul unei universități trebuie să treacă puțin dincolo de zona clasică de educație în care studenții participă la cursuri și seminarii, iau contact cu profesorii și mai asimilează unele noțiuni pe care le pun în practică. În zona universității există o componentă foarte puternică și îndeoseb la UBB, care este axată pe cercetare. Pe cercetare fundamentală, pe cercetare aplicativă. Și această cercetare nu poate să aibă loc decât într-un cadru care stimulează inovația. Nu poți să faci cercetare fără să fii inventiv, fără să-ți vină idei. Este, de aceea universitățile, prin definiție, sunt o zonă specială a societății în care există o competiție de idei, există o emulație de a face și eu, de a veni cu ceva nou, de a descoperi lucruri noi, de a inova, de a perfecționa, de a duce puțin cunoașterea înainte. Și pe această dimensiune este extrem de important, un mesaj pe care îl dau mereu, să deschidem această poartă sau această dimensiune către studenți.
Concret, ce este acest eveniment, domnule profesor? Da, acest eveniment, asta vreau să spun acum, acest eveniment se adresează acelor studenți care au o idee, care au o deschidere către zona antreprenorială, și-ar dori să-și facă poate un start-up, dar trebuie odată să-și valideze aceste idei, trebuie odată să le pună față în față cu niște specialiști care să îi poată ghida. Trebuie să existe o competiție a acestor idei, pentru că nu orice o idee poate să fie bună, dar să nu fie suficient de bună. Și pe modelul, să spunem, marilor universități, profil antreprenorial, această competiție se adresează direct studenților care doresc să își valideze ideile. Unde pot să-și valideze cel mai bine ideile decât într-un cadru academic, în care nu investesc sume mari de bani pe care le-ar putea pierde, în care au contact cu oameni care îi pot mentora, care le pot da feedback și pe care îi pot toată convinge de validitatea acestor idei. Deci este un eveniment care, în același timp, pe lângă validarea pe care ați menționat-o dumneavoastră, și încurajează implicit studenții să prezinte în fața unui public avizat, în fața unor experți, ideile lor, ideile prin care pot să schimbe lumea în bine, așa cum am văzut că se menționează în comunicarea pe care a făcut-o Universitatea Babeș-Bolyai. Doamna profesoară, ce reprezintă acest proiect pentru dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, și de ce să se înscrie studenții? Care e motivul principal care ar trebui să-i îndemne să facă acest pas? În primul rând, e un proiect drag, pentru că acest proiect Innovation Labs a fost creat de către cadre universitare, este destinat în primul rând studenților, asta îl diferențiază un pic de alte programe și alte evenimente care se desfășoară și în comunitatea locală și la nivel național. Deci este gândit, să spunem, de universitari pentru studenți, principalul motor sunt studenții din acest lucru. Proiectul există de 8 ani. Ceea ce ne propunem acum e un pic să valorificăm potențialul și resursele din UBB. Suntem convinși că există foarte multe idei, dar poate că acestea sunt disparate. Să luăm un scenariu. Este un student la Facultatea de Ingineria Mediului care are o soluție foarte bună pentru îmbunătățirea traiului în oraș, eliminarea poluării și așa mai departe. Pe lângă faptul că vine și îți validează ideea, acest eveniment îi permite să-și construiască o echipă cu care să poată să meargă la pasul următor, acela de a-și implementa ideea. Ne propunem să reușim să ducem față în față studenți de la diferite facultăți din universitate, din zona tehnică, de la informatică, din zona de marketing, din zona de comunicare, astfel încât să exploatăm toate aceste calități ale studenților noștri și să îi provocăm să lucreze împreună. E o mențiune foarte importantă. Deci această competiție nu este deschisă doar studenților, să spunem, de la business sau de la științe economice, ci pot să participe studenți de la orice facultate, în principiu. Chiar încurajăm să vină de la toate facultățile. Chiar da. Ne dorim acest lucru. Doamna profesoară, ați menționat Innovation Labs pe lângă Idea Jam. S-ar putea ca pentru telespectatori să fie relativ neclare aceste două concepte, aceste două nume. Dacă ați putea să ne explicați care este legătura dintre Innovation Labs și Idea Jam. Idea Jam este primul eveniment din cadrul programului Innovation Labs, aceea de a găsi ideile și a le valorifica. După ce ideea e formată, echipa e formată, urmează o a doua etapă, care e un hackathon. Acesta se va organiza la nivelul orașului, în care vor participa studenți și alte echipe și din alte universități și de la Universitatea Tehnică, dar și din alte centre universitare, să spunem, din regiune. Cele mai bune echipe, după aceea, vor fi selectate în program
în programul propriu-zis Innovation Labs, care pe parcursul a 6 luni le va oferi workshop-uri și mentorat personalizat pentru fiecare echipă în parte, astfel încât ei vor putea să-și construiască ceea ce în antreprenoriat se numește MVP, respectiv Most Valuable Product, prima versiune de proiect, care de produs, care poate rezulta din ideea lor. Finalul acestui proiect este undeva în luna octombrie, în care e organizat un așa numit demo day, în care se validează aceste produse, nu idei, deja sunt în faza de produse incipiente, atât la nivel local, iar cele mai bune proiecte de la nivel local ajung în finala națională la București, unde se vor întâlni din toate centrele universitare. Deci acest proiect este Innovation Labs, funcționează în acest moment în mai multe centre universitare din țară, în București, în Cluj, în Iași, în Timișoara, în Sibiu. Domnule prorector, înțelegem așadar că acest proiect, acest eveniment, această competiție pune de fapt față în față studenții și ideile lor cu mediul de business. Cât de ușor a fost sau cât de dificil a fost pentru Universitatea Babeș-Bolyai să creeze această legătură cu mediul de business? Pentru că, așa cum spuneam, există această concepție a unora conform căreia legătura aceasta nu e atât de importantă. Universitatea Babeș-Bolyai a făcut aceste eforturi de-a lungul timpului de a se conecta cât mai mult la mediul socioeconomic, dar pentru această competiție în particular, cât de dificil sau cât de ușor a fost să aduceți și mediul de business la această masă? Pentru această competiție, în mod special, vreau să fac o remarcă generală despre mediul de business din Cluj, care este între timp suficient de sofisticat și de dezvoltat ca să perceapă universitățile așa cum sunt ele, ca un depozitar de creativitate, de cunoaștere, de know-how, de inovație. Sigur, universitatea are alt rol, joacă alt rol. Nu este o întreprindere, nu este o companie, nu este orientată către profit, ea este orientată către generare de cunoaștere, către educație. Dar mediul de business din Cluj a început să fie tot mai deschis față de mediul universitar. Și ca o consecință a unor strădanii consecvente ale noastre, am invitat specialiști de marcă, experți din mediul privat, din mediul de business, să vină în universitate, să țină expuneri, să ne cunoască. Pentru că nu poate să existe o colaborare fără ca cele două părți să se cunoască. Să îndrume anumite activități, să se întâlnească cu studenții, să vadă la fața locului potențialul pe care Universitatea Babeș-Bolyai, în mod special, îl are. Și ca urmare a acestor eforturi, există o deschidere tot mai mare a mediului de business din Cluj, față de universități, în special acum, sigur, vorbim despre UBB. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că încet punem în valoare împreună potențialul pe care universitatea, ca cetate a cunoașterii, îl are atât local, cât și regional și, de ce nu, național. Sigur, acum nu vrem să, hai să zicem, să venim în întâmpinarea unor idei sau să dezvăluim aici anumite idei care s-ar putea să se dovedească a fi de succes. Dar, domnule prorector, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine mediul de business din Cluj și nu numai, prin prisma activității dumneavoastră și a responsabilității pe care o aveți acum în cadrul Universității Babeș-Bolyai, există anumite așteptări specifice ale mediului de business în această perioadă, ca urmare a pandemiei? Așteptările sunt, să spunem, pe de o parte cele clasice, de competență, de expertiză, de seriozitate, de implicare, de consecvență, calități pe care noi, nu vreau să fiu nici să mă laud, nici să fiu modest, le avem.
Acum, în perioada aceasta a pandemiei, în care totul se desfășoară online, diferența este volumul de muncă, care în mod așa paradoxal a crescut foarte mult. Toată lumea se plânge de volumul de muncă crescut, ci este o realitate. Că la un moment dat m-au și întrebat studenții de ce trebuie să muncească mai mult. I-am spus, păi, toată lumea muncește mai mult în această perioadă și companiile lucrează mai mult, toată lumea lucrează mai mult. Și această muncă este, sau seriozitate, este cea pe care o așteaptă ambele părți. Nu este numai o așteptare a industriei față de universitate, este și o așteptare a universității față de implicarea mediului de business în colaborarea cu universitatea. Și cred că ambele părți răspund la fel de bine acestei așteptări. Pentru că împreună putem să construim lucruri extraordinare, împreună putem să generăm, spunem, o atmosferă de emulație și de inovare cu totul și cu totul special în acest oraș, cu condiția ca fiecare parte, sigur, să se deschidă și să-și, una față de cealaltă, și să-și facă treaba. Și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Și acest eveniment pe care noi îl organizăm acum este încă un exemplu, dacă vreți, că suntem pe calea cea bună. Doamna profesoară, domnul prorector menționa adineauri anumite aspecte cu privire la așteptările care vin dinspre mediul de business și faptul că activitățile au trecut în mare parte în online. Anul acesta, Idea Jam se desfășoară exclusiv în mediul online. Documentând această emisiune, am urmărit comunicarea cu privire la această competiție și de anii precedenți și în 2020 această competiție s-a desfășurat cu câteva săptămâni înainte ca pandemia să izbucnească. Deci, competiția s-a desfășurat în offline, într-o sală anume din cadrul universității. Se schimbă într-un fel parametrii competiției ca urmare a acestei noi situații, a faptului că se desfășoară Idea Jam în online anul acesta? Părerea mea, eu zic că nu, din contră, se extinde. Întotdeauna cred că e important, pe de-o parte, să ne adaptăm, dar imediat după să găsim acele lucruri care revin în plus față a fi în mediul online. Înseamnă în acest moment că vom putea să atingem un număr mai mare de studenți care poate nu puteau să vină fizic în momentul în care era acel Idea Jam. Deci cred că accesibilitatea va fi mai mare în acest mod. În al doilea rând, cred că generația la care ne adresăm noi nu are o frică de tehnologie, deci orice ar face, și există suficiente platforme care să ne permită să simulăm ceea ce s-ar întâmpla în mod fizic într-o sală în universitate, să simulăm că se întâmplă acest lucru în mediul online. Și eu cred că, din contră, va fi un plus față de anul trecut și nu o reducere a faptului că suntem obligați să o facem online. Pentru că această emisiune se va difuza înaintea competiției, cu câteva zile, dacă ați putea să oferiți și câteva detalii, mai să le spunem, de-a dreptul tehnice sau logistice, cu privire la modul în care se desfășoară această competiție, doamna profesoară. În primul rând, vom avea un juriu, care zic eu că e suficient de valoros. Am încercat să aducem oameni care să aibă un impact asupra ideilor pe care le prezintă studenții. Vom avea în juriu un fost participant la acest proiect Innovation Labs, care în acest moment este un antreprenor de succes în mediul local, în Cluj, și oferă un model de urmat prin acest lucru, și un alt membru al juriului care va veni din partea unei organizații locale care sprijină startup-urile din Cluj. Apoi vom avea niște premii atrăgătoare, astfel încât să-i stimulăm pe studenți să vină și să-și împărtășească ideile. Și țin să mulțumesc conducerii universității, care a răspuns
imediat și ea și-a sprijinit acest eveniment și cred că acest lucru este important să transmitem în comunitate, că nu putem să avem așteptări dacă nu și le sprijinim efectiv. Și vom face ca un fel de licitație în acele pitch-uri de care ați pomenit la început, astfel încât să vedem care idei pot să aibă și ca idee în sine, dar și ca atracție față de ceilalți studenți care să formeze echipa în jurul ideii și a fondatorului ideii respective. Deci o să avem cumva împărțit evenimentul pe două sau trei secțiuni în funcție de câți participanți vom avea. Văd aici în informațiile pe care le-am găsit în online, tot discutam de mediul online, cu privire la desfășurarea evenimentului, faptul că, foarte interesant, studenții au la dispoziție doar 2 minute pentru a-și prezenta ideea. E un timp destul de concentrat, mi se pare, ceea ce înseamnă că trebuie să se organizeze foarte bine, ceea ce înseamnă în același timp, probabil că... Asta va spune ceva despre spiritul lor antreprenorial, să spunem astfel. Domnule prorector, ați sesizat o diferență sau o dezvoltare a spiritului antreprenorial al studenților în anii aceștia, ca urmare a apropierii Universității Babeș-Bolyai de mediul de business? În mod cert. Că, cumva cultural, perioada de dinainte de 1989 a marcat generații întregi de tineri într-un mod negativ. Nu exista încrederea în sine necesară pentru a porni un proiect antreprenorial. Și nici know-how-ul necesar. Exista o anumită timiditate, chiar complexă de inferioritate față de colegii din vest, care erau crescuți într-o cultură antreprenorială. Și încet, încet, dar a trebuit să treacă aproape 30 de ani, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat și pentru că local, aici, în Cluj, există o cultură antreprenorială dezvoltată. Există extrem de multe evenimente. Universitatea a început să se implice în dezvoltarea antreprenorială a studenților, în educație antreprenorială. Oferim un curs transversal acum pe toată universitatea pentru toți cei care doresc să își dezvolte aceste aptitudini antreprenoriale, care este unicat, aș putea spune, cu oameni care știu despre ce vorbesc din propria lor experiență. Mă refer la cei care țin diferite module ale acestui curs. Asta, ca să descifrăm pentru toți telespectatori, înseamnă că și un student de la Facultatea de Litere, de exemplu, va putea să urmeze un curs de antreprenoriat. Că multă lume s-ar putea întreba, de ce l-ar interesa pe un student de la Litere antreprenoriatul? Că trebuie să cunoască autori, scriitori, poeți și așa mai departe. Sigur, să mă scuze telespectatorii care sunt specialiști în domeniu și care probabil vor spune că am simplificat mult prea mult această realitate. Dar asta ne spuneți, domnule profesor, că oricine va avea acces, orice student al universității va avea acces la astfel de cursuri. Exact. Toți studenții care doresc pot să participe la astfel de cursuri și a spus degetul pe rană prin observația anterioară și mă bucur că ați făcut-o, pentru că există cumva în mindset-ul colectiv o anumită viziune. Cei de la Litere citesc, scriu cărți sau în general partea umanistă nu prea are nimic de a face cu spiritul antreprenorial. Matematica trăiește într-o sferă înaltă, abstract, fizica face experimente, la ce ne trebuie nouă să facem firme, să dezvoltăm? Ei, lumea se schimbă. Lumea se schimbă și observăm cum studenți din zone diferite, și asta o știu de la studenții mei, se întâlneau și discutau și puneau în mic lumea la cale, cum s-ar spune, și se gândeau, oare noi ce idee am putea să aducem? Oare noi cum am putea să mai schimbăm ceva? Și
erau skill-uri diferite. Informaticienii știau să programeze. Poate aveau ei o idee, dar trebuia să-și o valideze cu ceilalți. Veneau cei de la mediu, cei de la litere, cei de la științe economice, cei care aveau know-how de business sau poate din zona de sport. Sau cine știe, universitatea asta are doar două de facultăți, sunt atât de multe domenii. Și totul este să aduci o masă critică de tineri entuziaști care au idei. Și această masă critică există. Și nu mai este împărțirea clasică a rolurilor în care tu citești și scrii, tu faci programe, tu demonstrezi teoreme, tu faci experimente. Nu. De aici rezultă plusvaloarea. De aici rezultă uneori niște idei extraordinare. Și ăsta este și rolul competiției de la care am avut plăcerea să ne întâlnim în această emisiune. Împărtășiți-ne, vă rog, doamna profesoară, câteva idei de succes de la precedentele ediții. Din nou, nu vreau să avantajăm sau să dezavantajăm pe cineva în această competiție, dar cred că ar fi util și pentru cei care ne urmăresc. Probabil unii dintre ei chiar vor participa la Idea Jam. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar dacă ați putea să ne dați două, trei astfel de exemple, cred că ar fi utile pentru a înțelege mai bine spiritul acestei competiții. Ideile pot să fie din foarte multe domenii. În fiecare an există niște teme date. Anul acesta, de exemplu, e destul de generos. Sunt 7 teme: agricultură, securitate informatică, fintech, deci domeniul financiar tehnologic, sănătate, comerț, smart city. Deci sunt foarte multe proiecte cu care studenții pot să colaboreze. Un exemplu, dacă vine așa foarte repede, vreo două exemple de proiect. Unul a fost o platformă care să promoveze Clujul ca și o comunitate locală prin care să fie o singură platformă de comunicare și de evenimente, de festivaluri, de locuri, restaurante, obiective turistice. Altă idee a fost dintr-un alt centru universitar, acela de a urmări activitatea în stup și albinele, astfel încât să fie protejate, de exemplu, dacă vine un frig, să fie niște senzori care să sesizeze acest lucru înainte de a muri întreg stupul și așa mai departe. Da, sună foarte interesant și sunt idei care inovează, pentru că până la urmă la asta ne așteptăm. Domnule prorector, aș vrea să vă mai întreb cu privire la inovare. E o situație, ne aflăm cu toții într-o situație în care trebuie să inovăm. Pandemia ne-a împins către inovare, vrem nu vrem. Inovam și înainte, dar parcă niciodată cu viteza și densitatea cu care facem acest lucru acum. Cum vedeți dumneavoastră această situație din perspectiva unei persoane care are un rol de conducere în cadrul unei universități? Cum inovează mediul universitar? Cum a inovat și cum o va face pe mai departe în această perioadă? Strategia noastră în această direcție este de a ne focaliza la nivel de universitate pe câteva direcții clare, unde am, în urma unui audit intern, unde am spus aici suntem foarte buni. Asta este zona noastră, nucleul nostru de competență. Dacă ne uităm în niște rankinguri, aici, într-adevăr, avem ceva de spus. Și ne focalizăm în această zonă, am creat colective de specialiști care încep acum să discute, am gândit niște proiecte mari, după cum ați văzut, am încheiat de curând un parteneriat cu o companie americană în valoare de peste 20 de milioane de dolari pentru a aduce în Cluj, a face un centru de excelență pe realitate virtuală, realitate augmentată. Prin aceasta urmărim să inovăm însuși actul de predare, aducând studenții în fiecare an, 5.000 de studenți, în contact cu aceste noi tehnologii. Aceasta implică, evident, și o provocare pentru profesorul care trebuie să-și pregătească cursul folosindu-se de această ambianță a realității augmentate sau a realității virtuale. Ca să vă dau doar un exemplu în ceea ce privește actul de inovare în predare. Apoi actul de inovare în cercetare, pentru că suntem pe primul loc în țară în multe rankinguri, dar
asta nu înseamnă că ne putem culca pe ureche, dimpotrivă. Targetul nostru este să ne poziționăm cât mai sus în acest ranking, în aceste rankinguri internaționale și să ne consolidăm statutul nostru de universitate world class. Ori fără inovare și fără autoinovare în permanență, nu se poate acest lucru. De asemenea, punem un focus deosebit pe ceea ce se numește proiecte de cercetare aplicative în colaborare cu mediul de business, cu industria. Că este vorba de industria IT, care definește Clujul într-o anumită măsură, că este vorba de inginerie sau orice alte domenii. Acesta este focusul nostru în perioada următoare, pentru că prin aceasta reușim să atragem studenți, tineri, cercetători, doctoranți în niște proiecte care aduc plus valoare și care au și un efect de încurajare. Da, pot și eu la 20 de ani să fac niște chestii extraordinare care au valoare, care nu sunt standard, care ar fi misiunea mea ca, știu, să spunem că sunt programator junior la 20 de ani într-o companie, nu o să primesc un proiect challenging sau foarte interesant. Dar aducându-l într-un astfel de proiect aplicativ cu colegi din diverse domenii, apetitul pentru cercetare crește exponențial. Că îți dai seama, da, eu, la 20 de ani, pot să fac niște lucruri extraordinare. Împreună, sigur, cu doctoranți, cu cercetători, cu profesorii mei, noi suntem o întreagă echipă la universitate. Cercetarea și inovarea nu se mai face de unul singur, se face în echipă. Și deci cred că suntem împreună. E un fel de efect de bulgăre de zăpadă. Pornește de la o idee, ia cu sine și cercetarea, inovarea și așa mai departe. Avem foarte puțin timp la dispoziție, niciun minut. Un gând de încheiere din partea domniilor voastre de câteva secunde pentru studenții care s-ar putea să ne urmărească și care se înscriu în această competiție. Doamna profesoară, foarte scurt vă rog. E o oportunitate. În loc de a sta acasă, izolat, poți comunica și poți interacționa și poți descoperi ceva nou și învăța ceva nou. Mulțumim, domnule prorector. Să aveți curaj. Să aveți încredere în voi, noi v-am deschis ușa. Voi trebuie să treceți. Da, vă mulțumim foarte mult și nu pot decât să le doresc și eu mult succes studenților care se înscriu în această competiție și mult succes și Universității Babeș-Bolyai, universității noastre, în a promova și pe mai departe astfel de idei și astfel de tineri. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați fost alături de noi. Numai bine, o seară plăcută. La revedere! Mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, noi continuăm emisiunea noastră. În această a doua parte discutăm tot despre un eveniment dedicat studenților, dar este o temă care ne privește pe toți. Toți care suntem cetățenii acestei țări și care suntem interesați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este vorba despre o dezbatere publică pe o anumită temă pe care o veți vedea de îndată. O temă care suntem anunțați este inedită și de interes public major. Tema privește oportunitatea limitării mandatelor aleșilor locali în România. Dezbaterea va avea loc miercuri, 24 februarie, ora 18:30, evident tot în online. Alături de noi se află Claudia Timofte de la Agora Debate și Andy Deisler, manager marketing companie privată care susține acest eveniment. Vă salut! Bine ați venit la TVR Cluj. Mulțumim că ați acceptat invitația. Ce mai faceți voi? Cum sunteți în pregătirea acestui eveniment? În primul rând, hai să vedem de ce un astfel de eveniment și ce reprezintă el. Claudia. În primul rând, bună seara și mulțumim frumos pentru invitație. Chiar ne bucurăm că avem ocazia să împărtășim cu atât mai mult publicului ceea ce facem și scopul evenimentelor noastre. Așa cum bine ați punctat, este o dezbatere publică deschisă comunității largi. Este, de fapt, o dezbatere dintr-o serie de 9 dezbateri publice organizate până acum de Agora Debate. Scopul acestui eveniment este atragerea atenției publicului larg, care nu trebuie să aibă experiență în dezbatere asupra unei teme pe care am considerat-o oportună a fi discutată, și anume limitarea numărului mandatelor aleșilor locali.
Este una dintre temele care ne-a suscitat și nouă interesul, pentru că probabil nu multă lume știe, dar a existat la un moment dat o propunere legislativă de limitare a numărului mandatelor la cel mult 2 mandate succesive și astfel scopul Agora Debate, pe lângă promovarea dezbaterilor competitive, este și promovarea unui dezbaterilor ca un instrument de transformarea unor idei care pot fi inovative în realitate de către comunitate și prin comunitate. Și tocmai de aceea ne bucurăm că putem să împărtășim asta cu publicul larg și că avem sprijinul și colaborarea unor parteneri de încredere, cum este astăzi Andy aici. Da, Adi, tu ai un profil public, permitem să spun asta, foarte bine conturat. Te știu clujenii, ai luat poziție cu privire la diferite aspecte de natură socială, hai să spunem, dar nu numai, aspecte care privesc și urbanismul. Reprezinți o companie privată din Cluj. De ce această colaborare? De unde până unde? Care e motivul pentru care ați hotărât să vă alăturați acestei asociații, acestei organizații Agora Debate? Bună seara, în primul rând. În al doilea rând, am încercat de ani bun de zile să susținem inițiative care nouă ni se pare că modelează, dacă vrei, viitorul comunității din care facem și noi parte. Și ne-am dat seama de foarte mult timp că noi nu putem ajunge acolo unde trebuie decât dacă ne alăturăm unor demersuri care vor să ne ajute și pe noi să ajungem în acel loc. Agora Debate e una dintre multele asociații cu care noi colaborăm în mod frecvent. Stilul lor de evenimente, aceste dezbateri publice, nouă ni se par extrem de binevenite, tocmai pentru că modelează felul în care noi ne raportăm la niște scenarii, dacă vrei, sau la niște ipoteze foarte clar conturate. În primul rând că învățăm să discutăm unii cu alții, să ne ascultăm unii altora argumentele, să le eficientizăm în prezentări și să încercăm să le formulăm într-o asemenea manieră încât ele să aibă o priză cât mai mare la public și să convingă cât mai clar. Asta ajută în absolut orice fel de situație, fie că vorbim despre prezentarea unor idei, fie că vorbim de inițiative legislative care trebuie împinse în față, fie că vorbim de blocarea unor anumite aspecte care nu ne convin, toate au la bază dezbaterea. Și e esențial cumva ca noi să învățăm să dezbatem cât se poate de coerent și cât se poate de corect, tocmai pentru a avea un rezultat mai bun. Până la urmă, asta urmărim, cred că împreună cu cei de la Agora Debate, ca la finalul acestor dezbateri subiectul dezbătut să scoată la iveală cât mai multe idei valide și coerente pentru binele de tuturor. Eu vă spun foarte sincer că am considerat foarte important să discutăm și aici la TVR Cluj despre această dezbatere, pur și simplu pentru că în România în acest moment, din păcate, acest obicei, să-i spunem, de a dezbate într-o manieră echilibrată, așa cum propuneți și voi prin acest proiect, e destul de străină această mentalitate, hai să-i spunem. Încă după 30 de ani de la căderea regimului comunist, după 14 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, încă nu avem formele în care să stăm așezat și să discutăm despre teme care pot stârni mari pasiuni politice. Și aș vrea să vă întreb în sensul acesta. Au trecut alegerile locale. Vor mai fi alegeri locale doar peste aproape 4 ani. De ce o astfel de dezbatere acum, când suntem la câteva luni după alegerile locale? Credeți că în lipsa acestei culturi a dezbaterii, pe care, așa cum spuneam, din păcate, nu o avem în România, se va menține această temă în interesul public încă 3 ani și jumătate sau vor fi anumite efecte ale acestei dezbateri, efecte la nivel de politici publice? Te rog, Claudia. Mulțumesc pentru întrebare. Este foarte legitimă în contextul discuției noastre. Aș puncta 2 aspecte. În primul rând, cred că nu e niciodată prea devreme sau prea târziu pentru a dezbate o anumită temă. Cred că atât timp cât este de interes public și mai ales major, întotdeauna această
discuție va exista în spațiul public, că au existat recent alegeri locale sau nu, sau că vor fi peste 3 ani sau peste un an. În al doilea rând, cred că, de fapt, cu atât mai bine și cu atât mai oportună este organizarea acestui eveniment acum, pentru că, după cum știm, avem nevoie de o serie întreagă de dezbateri și discuții pentru a se ajunge la un consens și la o schimbare în societate. Astfel că dacă previzionăm că peste 3 ani, de fapt știm că peste 3 ani vor fi alegeri locale din nou, cred că atunci am putea fi pregătiți ca eventual să putem și implementa anumite idei pe care le dezbatem acum. Și tocmai de aceea credem că este numai potrivit această dezbatere acum. Și într-adevăr, în lipsa acestui eveniment și în lipsa unei dezbateri publice de calitate de care România are nevoie, nu am putea ajunge peste 3 ani să vedem schimbări notabile sau cel puțin să vedem o schimbare de paradigmă sau măcar o cristalizare a unor noi tendințe politice. Și atunci credem că cu cât mai devreme începem să discutăm despre anumite teme și dintr-o perspectivă echilibrată, vom și da ocazia mai multor organizații sau mai multor foruri de discuție să preia cel puțin aceeași temă și aceleași traiectorii, să spunem, ale discuției și să ajungem cu toții la o idee și mai bine cristalizată și mai bine concretizată pe viitor. Aș vrea să completez ceea ce... Te rog, Andy, pentru că vreau și să te întreb, dacă îmi permiți, înainte să formulez intervenția ta, pentru că tu, informal, permite-mi să spun și asta, sondezi opinia publică. Ești foarte activ și în mediul online, și în mediul offline. Știi cam care sunt tendințele, cel puțin din urbea noastră. Și aș vrea să te întreb, crezi că există un interes real pentru o astfel de temă, și mă refer aici la publicul larg, la marele public, să-i spunem, pentru că există un astfel de interes pentru o parte a publicului și asta nu poate contesta nimeni. Dar pentru, mă refer la cetățeni în general, crezi că sunt interesați de o astfel de temă sau de alte teme pe care s-ar putea să le aveți în vedere? Eu mi-aș dori să existe acest interes. Care e părerea ta? Cred că publicul e foarte interesat de temele pe care noi le propunem spre abordare celor de la Agora Debate și pe care le prezentăm împreună publicului larg. Dacă îmi permit o mică paranteză, am avut și anul trecut dezbateri care au ținut de oportunitatea organizării unor festivaluri de anvergură în Parcul Central al orașului. Am organizat dezbateri cu privire la oportunitatea introducerii obligativității vaccinării pentru publicul larg înainte ca pandemia să vină peste noi, adică temele pe care noi le-am abordat au fost mereu cumva conturate, astfel încât să ne ajute să aflăm, în primul rând, felul în care populația gândește, în al doilea rând să popularizăm acest sport, dacă vrei, intelectual. Și rezultatele au fost mereu fascinante. Ca să revin la întrebarea adresată de tine, cred că și acest subiect, cel care privește limitarea numărului de mandate ale aleșilor locali, e unul deosebit de fascinant și dacă mă întreb pe mine personal, aș avea argumente și pro și contra. Vreau să vă întreb și pe voi care e părerea voastră, pentru că ar fi de-a dreptul hilar să avem această discuție, fără să vedem care sunt și opiniile voastre ale celor care organizați această dezbatere. Te rog, Andy. Dincolo de asta, trebuie înțeles faptul că, lăsând la o parte orice fel de pasiune pentru vreo părere pe care am avea-o noi personal, există 4 oameni care se vor prezenta în fața juraților, care suntem noi până la urmă toți, opinia publică, și acești 4 oameni sunt împărțiți în 2 categorii absolut random, astfel încât, absolut în mod aleator, astfel încât ei trebuie să lupte să găsească cele mai potrivite argumente pe care să le prezinte într-o manieră foarte convingătoare opiniei publice, în același timp să demonteze argumentele echipei adverse. Și în felul acesta e foarte interesant de văzut felul în care pasiunea noastră pentru o parte sau pentru cealaltă parte ajunge până la urmă să se adapteze contextului pe care îl vedem în fața noastră. Și până la urmă asta e esența dezbaterii, ne duce niște argumente, niște locuri pe care nu credeam sau nu puteam noi să le conturăm
cu propriile noastre pregătiri sau convingeri și asta ne dă până la urmă o soluție care de cele mai multe ori ne lasă surprinși. Repet, nu pot decât să mă bucur că există o astfel de dezbatere, pentru că asta poate să genereze și mai mult interes public și mă gândesc la faptul că noi în anul de grație 2021 dezbatem sau începem să dezbatem oareșcum timid această temă, dar cu atât mai mult vă felicit pentru această inițiativă. Da, dacă îmi permiți, numai o secundă, Mihnea, aș vrea să-ți spun, raportat la cei aproximativ 3 ani și jumătate pe care mai avem până la următoarele alegeri despre care făceai mențiune, să ne imaginăm un răspuns pozitiv vis-a-vis de oportunitatea limitării mandatelor aleșilor locali ca urmare a dezbaterii noastre. E cumva un pas firesc să gândim să organizăm o altă dezbatere ulterioară care să ducă mai departe acest rezultat raportat la probabil o inițiativă legislativă, da? Felul în care ar trebui să arate această lege sau felul în care ar trebui limitat numărul de mandate la care ar trebui limitat. Adică o dezbatere naște după sine alte 2, 3, 5 ulterioare dezbateri care trebuie să aibă până la urmă un punct de plecare. Ori asta e un punct de plecare. E un punct de plecare excelent și asta mi-a adus aminte, pentru că vreau să menționez acest lucru. În urmă cu aproximativ 10 ani, în alte țări europene, exista o dezbatere cu privire la modul în care aleșii locali ar trebui să primească mandatul lor, în sensul în care exista o parte a societății care spunea, și e vorba despre Olanda, nu e niciun secret, Regatul Țărilor de Jos, unii care spuneau că aleșii locali ar trebui aleși, sau în fine, reprezentanții administrației, primarii, reprezentanții administrației publice locale ar trebui aleși. O altă parte a societății spunea, nu, lucrurile ar trebui să rămână așa cum sunt acum, pentru că în Olanda primarii nu sunt aleși, ei sunt numiți, sunt desemnați de către rege sau regină, în fine, acum e rege. Deci, probabil ar fi interesant să vedem dacă discuția, dezbaterea aceasta ar putea merge mai departe și în această direcție. Claudia, vrei să adaugi ceva? Voiam să mai spun doar că sunt exact de aceeași părere cu Andy. Exact asta voiam să punctez și eu, faptul că Agora Debate, prin alegerea strategică a unor teme, pur și simplu deschide drumul spre noi discuții care pot evolua în spațiul public. Și credem că e foarte important să avem acel punct de plecare, acel start și acea motivație a publicului de a cerceta, cel puțin modul în care funcționează unele lucruri și de a-și forma propriile opinii pentru ca pe viitor să avem acele dezbateri mai bine organizate, mai echilibrate, mai democratice de care avem nevoie. Și acum vă întreb, ar trebui limitat numărul de mandate ale aleșilor locali? Cine vrea să înceapă? Andy, hai să începem, pentru că tu ai adus această temă în discuție. Care e părerea ta? Pe scurt, mai avem doar câteva minute la dispoziție. Personal sunt de acord cu limitarea numărului de mandate al aleșilor locali. Nu știu în ce măsură am un număr finit în fața ochilor în acest moment, dar cred că e aceeași poveste ca și în mediul privat, unde un CEO nu poate fi CEO pe viață. La un moment dat lasă locul altei persoane mult mai, poate, nu știu, ancorate în realitate și capabile să ducă lucrurile la nivelul următor. Cred că la fel se întâmplă și în zona publică de servicii publice, pentru că indiferent cât de bine pregătit sau cât de multă imaginație și creativitate și cât de multe soluții ai putea propune, la un moment dat acel sac se termină și e probabil sănătos să lași locul altei persoane capabile să facă poate în perioada următoare mai mult bine. Ok. Mi-am notat aici în timp ce spuneai răspunsul tău, așa ca la o dezbatere, că după aia am și eu o altă întrebare care să vină să completeze răspunsul tău. Claudia, te rog, ar trebui limitat numărul de mandate ale aleșilor locali? E foarte interesant că după câțiva ani de dezbateri încep să
începe să-ți fie tot mai greu să ai opinii personale și să, să jonglezi între pro și contra foarte ușor și să-ți fie mai dificil să concretizezi o idee proprie, dar dacă ar fi să transpun tema prin filtrul meu de gândire critică, și eu aș fi de acord cu o limitare a numărului mandatelor aleșilor locali, de văzut sub ce formă sau în ce măsură, dar conceptual vorbind, aș fi de acord cu această propunere, tocmai pentru a asigura, exact ca alternanța la guvernare, pentru a asigura un flux constant de idei noi și de viziuni noi din partea unei administrații publice locale, care în România tinde de foarte multe ori să rămână tributară unei perspective unice și să nu evolueze atât de mult pe cât ne-am dorit. Și credem că o astfel de măsură ar putea să aducă inclusiv mai multă conștientizare din partea unor comunități spre a propune idei noi, spre a fi în dezacord cu anumite propuneri din partea unui primar sau unui consiliu local, și o astfel de măsură ar aduce mai multă flexibilitate și viziune nouă și inovare într-o comunitate. Bun, eu voi fi de partea cealaltă a baricadei, ca într-o dezbatere veritabilă, și voi fi, hai să spunem, avocatul diavolului, fără să fac vreo asociere între diavol și aleșii locali, dar vreau să spun așa, eu mă tem că această dezbatere s-ar putea să stârnească anumite pasiuni electorale, cum să le spunem, antipolitice, în care unii vor spune, băi, ce aveți cu primarul X, care e primar de 20 de ani la noi în comună, la noi în oraș, de fapt voi vreți sau voi aveți ceva cu acest om, domn, doamnă, ce-o fi, nu vreți așa, nu e o dezbatere doar de dragul teoriei, de fapt voi aveți ceva cu acest om. Teoriile conspirației s-ar putea să curgă râuri de aici înainte dacă această dezbatere va prinde aripi în România. Cum răspunzi, Andy? Nu știu cum aș putea răspunde, dar te asigur că nimeni nu își va anunța vreo candidatură potențială în mijlocul dezbaterilor, pentru că nu ăsta e scopul lor. Dincolo de glume, cred că trebuie luat foarte în serios subiectul acestei dezbateri, care, la fel ca toate celelalte subiecte dezbătute, a fost cât se poate de legitim și cât se poate de coerent formulat. Și aș mai adăuga faptul că în această viață, dacă am învățat ceva, e că nu trebuie să ne fie teamă de lucrurile grele sau dificile, ci ele trebuie abordate la fel ca lucrurile facile, și cred că astfel de dezbateri, pe cât și unele mult mai delicate, ar trebui să înceapă să devină cumva o parte normală a vieții noastre. Da, nu pot decât să sper și eu asta. 2 minute mai avem, mă anunță colegii din regie. Claudia, aș vrea să ne spui foarte pe scurt care sunt câteva dintre proiectele viitoare, dacă deja vi le-ați conturat, ale organizației voastre. Agora Debate, în primul rând, este una din cele 6 asociații regionale de dezbateri, care face parte din Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică. Prin urmare, Agora Debate se axează pe 2 mari piloni. Pe de-o parte, dezbateri la nivel competitiv, creăm cadrul pentru educarea tinerilor, liceeni și studenți pentru a dezbate. Pentru asta, în fiecare an avem setate anumite turnee pe care le organizăm la nivelul regiunii Transilvania. Pe de altă parte, avem în derulare și anumite proiecte pentru elevi. Spre exemplu, lucrăm la lansarea unei platforme de cursuri online de dezbateri pentru elevii din liceele din județul Cluj, unde nu există încă asociații și cluburi de dezbateri pentru elevi. Și astfel vrem să deschidem accesul la acest instrument de educație pentru tineri. Și pe de altă parte, un pilon extrem de important și destul de original și unic în România este tocmai acesta, al dezbaterilor publice, care au ca scop
apropierea comunității largi de, de ideea de dezbateri și de cei care fac dezbateri și atunci ne propunem pe lângă proiectele dedicate strict beneficiarilor direcți, adică elevi și studenți, ne propunem și continuarea seriei de dezbateri publice. Bineînțeles, încă vom fi limitați la mediul online, dar sperăm că în curând vom reveni și la dezbaterile publice fizice. Și avem în minte o serie nouă de teme, la fel de interesante și inedite, dar aș prefera să nu divulg foarte mult din ce urmează. În schimb, invităm publicul să acceseze paginile noastre de Facebook, Instagram, LinkedIn și mai ales canalul de YouTube, unde pot fi vizualizate toate înregistrările publice online de până acum și mai ales pe site-ul Agora Debate vor fi publicate toate știrile legate de noi dezbateri publice și vă urmărim, vă urmărim cu atenție Agora Debate. Vă doresc încă o dată mult succes și vă felicit Agora Debate pe de o parte pentru aceste inițiative și pentru activitatea voastră și Andy, vreau să te felicit și pe tine pentru faptul că susțineți o astfel de inițiativă și astfel de proiecte. Sper ca ceea ce faceți voi să devină, măcar în urbea noastră, un model de bune practici. Vă mulțumesc încă o dată, o seară plăcută! Și noi mulțumim mult pentru invitație! Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!